meciul săriști. Totul joacă dublu sau nimic. Mă ia pe mine cu fiori. Mușchi și energie, prietene. 3200 de euro astăzi, premiu. Fai de mine, dublu sau nimic, să câștigi 3200 de euro în 24 de secunde pentru numai 4 răspunsuri corecte la 4 întrebări simple. Pleci din 400 de euro, aproape salariul minim pe economie. Da. Și poți să ajungi până la 3200, aproape un salariu de șef serviciu pe la Metrorex sau ceva. Nu cred. Cred că e sub șef serviciu. Nu fi serios, 3200. Ai mă, 3200 de euro, vorbim nu de lei. Vorbim fără sporuri sau cu sporuri. Cu tot ce vrei tu. Dacă pui și sporurile, da. Cine e? George, fii atent. Alo? Stai așa. Încercăm stai că... să-l sunăm. Nu răspunde sau ce? Ar trebui să-l avem acum. Ha? Haideți, domnul. Bine, acum, prieten, ce se întâmplă? Dacă ne lipsește George... Îi simțim lipsa ca lumea, adică când vine vorba de umbla cu centrala telefonică, e nenorocire. Noi apăsăm pe toate butoanele, vedem ce iese, dar până la urmă să reușim să facem treabă. George, ești cu noi? Nu este, a? Nu, Adi ne face niște semne. Haideți, domnul Adi, ziceți a, ce doriți. Sorin. Alo? Sorin din Galați. Bună dimineața. Da, la George s-a întrerupt. Sorin, tu ești? Bună dimineața. Să trăiești. Tu ești Sorin, în zile să te legitimezi sau nu? Eu sunt. Așa, situația este, ești, ai pornit cu noroc din prima, pentru că precedentul s-a întrerupt legătura. S-a întrerupt legătura, George era și a avut ghinion și acum ai avut un noroc da. De ghinionul lui. Trebuie să fie noroc. Ce mai e prin Galați, domne? Aglomerație, dezastru. De ce, domne, dezastru? Te-a prins și cătrănii rău de tot. Ce s-a întâmplat? Orașul tot e distrus. Uh-huh. Deci ca să pleci cu, nu știu, ai nevoie să ieși în oraș, să traversezi orașul, un oraș care e din provincie destul de mic, să-l traversezi într-o oră, cred că e... Păi stai locului, ce mai traversezi atâta? E vă face pod. Păi... Nu e podul ăla. Până la pod mai folosim bacul. Da. Când vă da drumul la pod, să vezi atunci ce circulă, ce trafic al lumea o să aveți. Va fi greu să ajungem la pod. Sorin, cu ce te ocupi? Sunt electrician. După ce nervi ai, bănuiesc că ești în trafic. Nu. S-a ferit. La serviciu. Da. A, ai ajuns. E bine. Ai colegi ceva ajutoare pe acolo? Din păcate nu. Aici e greșeală mare. Nu poți deschizi o ușă, un birou, un... Frățiorilor, hai ajutați-mă. Ceva. Adevărat. Sunt bani mulți. Da, știu. Dar și puțin electricieni. Hai ca să intri puțin în atmosferă, mai spune-ne tu, Sorine, câte ceva despre tine. Câți anișori, familie, alea? Pasiuni. 43 de ani. Da? 43 de ani. Mulți înainte. Abia mi-am schimbat job-ul. Ce da, să fie într-un ceas bun. Sunt e mai bine, nu? La început de drum. Sper. Deocamdată sunt la început. Nu știu. Înainte de... Adică tot electrician erai? Tot electrician. Da. Și ai schimbat locul de muncă, practic. A schimbat compania. Da. Hai să fie electrician, e o meserie plină de energie. Da, important e să știi pe ce pui mâna acolo și să nu pui decât o mână odată. Uneori nu trebuie să ai prea multă energie. Da, corect. Bine. Păi, ești pregătit? Sper, stai să trag aerul în piept acolo și după aia... Îți mai dăm niște timp. Da, avem niște întrebări pentru tine. O să spun care sunt regulile. Sunt 4 întrebări. După fiecare răspuns corect, dacă e corect, trebuie să decizi dacă mergi mai departe sau nu. Dacă te oprești, rămâi cu banii câștigați până momentul ăla. Dacă mergi mai departe, poți dubla premiul cu un răspuns corect. Adică 400 de euro, răspuns corect, mergi mai departe 800 de euro și tot așa până la 3200. Numai că în cazul unui răspuns greșit sau dacă depășești timpul de 6 secunde, pierzi toți banii. Și o să ai și un cronometru, 6 secunde. Când a terminat Luca de pus întrebarea, pornește cronometru. Tic-tac, 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 6 secunde. Da? Dacă se audă răspunsul după, nu. Dar întrebările sunt ușoare. Ai înțeles? Am înțeles. Hai, domnule, că e simplu. Să știi că pentru genul ăsta de bani, întrebările sunt rezonabile spre ușoare, sincer. Da, dacă au fost... Ai auzit ce indiciu am dat mai devreme? Ieri nu am auzit. N-ai ascultat. E greșit pentru că am zis și domeniu și prima literă din răspunsul de la întrebarea 4. De la ultima întrebare. Să ajungem noi până acolo. Da. Sorin. Bine, și mai spun o dată, domeniu. Da. Hai, Sorin, începem? Începem. Ok. Maestre?
400 de euro. Sorin, prima întrebare valorează 400 de euro. Concentrează-te și spune-mi care este cel mai mare dintre cele 7 continente. Asia. Trupa Asia? Hmm. De ce Asia, acolo este cel mai mare, cea mai mare țară din, de pe mapa mond. Așa ai luat-o? Păi și Canada e imensă. Aia e Canada, da. Canada e America de Nord. Eu că zic acolo, comparativ cu Rusia, e mult mai mică. Da. Copia, dar nu e. Și cele mai populate țări de pe continent, tot în acest, din lume, tot pe acest continent se află. China, India. Bravo, domnule. Da, domnule, că n-avem cum să-l încurcăm pe Sorin. Hai, frate, știe domnul. Sorine, 400 de euro. 400 de euro. Pac, ți s-a aprins beculețul, domnul electrician. Imediat. Am niște emoții, nu știu. Domne, stai jos acolo. Am pierdut acum ceva timp în urmă, am pierdut la dumneavoastră o tabletă. Este a doua oară care reușesc să intru la un concurs la dumneavoastră. Păi și cum ai pierdut-o? Asta e un motiv de emoții. Ai câștigat-o și ai rătăcit-o sau? Nu. La bătălia sexelor. La bătălia sexelor. Ce păi concurs mișto. Ți-a luat-o o doamnă. Mișto era concursul. Da, exact. Mm-hmm. Păcat că eu am știut răspunsurile la întrebările ei, dar nu le știu pe, nu am știut-o pe a mea. Ca să vezi. Păi înseamnă că acum ești pregătit să te răzbun, să iei bani, să-ți cumperi câte tablete vrei tu. Uh-huh. Hai, tăticule, 800 de euro. Sorin, ai 400 de euro. Îi dublăm? Sau nu? Sincer. Haide. Ce spune mie, spune nu. Adică, credeți-vă că ar fi prima dată care aș câștiga la un concurs. Deci, să știi că eu te înțelegem. Nu se supără nimeni, nici dacă te oprești, nici dacă mergi mai departe. E alegerea ta. Sincer, noi ne dorim. Prima întrebare pentru mine a fost foarte ușoară. Acum, deci, credeți-mă, am niște emoții. Da, nu știi niciodată. Acum noi ne dorim, să știi, sincer, ne dorim să mergi până la capăt și să iei toți banii. Că de asta e concursul ăsta făcut, să fie emoție, să interacționeze lumea și publicul apreciază concurenții curajoși care fac un pas înainte și vor să se lupte pentru banii respectivi. Ok, mergem mai departe. Bine. Hai că ne-ai convins. M-ați încurajat. Te-am convins. Nu e greu de... Ar trebui pentru tine să fie la îndemână răspunsul ăsta, având în vedere vârsta ta. Sper. Așa zic eu. Hai. 800 de euro. Sorin, ești cinefil, îți plac filmele? Da. Bun. Atunci sunt banii tăi. Ar trebui să știi. Te concentrezi, nu te pripești. E timp suficient. Sorin, ce actor joacă rolul principal în filmul Tăcerea Mieilor? Anthony Hopkins. Maica mea. A câștigat Oscar-ul acum. Nu scap acum exact filmul, dar a câștigat Oscar-ul acum. De câte ori ai văzut Tăcerea Mieilor? Nu știu, nu de foarte multe ori, dar să știți că pentru mine Anthony Hopkins, Anthony Quinn, Tom Hanks sunt, cred că, actorii care îmi plac cel mai mult. Mare. Indiferent de câte ori când ar fi primul film. Deci, indiferent că l-am văzut odată sau de două ori sau de trei ori, nu contează. Mă uit în continuare. Ți-am zis. Cum îl chema pe el în Tăcerea Mieilor? Hannibal. Hannibal Lecter. Bravo. Și Hannibal pe ea? Lecter. Hello, Clarice. Nu mai știu cum o chema pe... Hello, dacă Clarice. Te întrebam de actriță, nu știai, nu? Nu știam. Hai de cu ești Jodie Foster. Jodie Foster, da. Dacă ne-am luat cu asta și nici nu ne-am bucurat cu tine, i-ai dat semnalul? I-a dat. Sorin, 800 de euro ai câștigat. Felicitări. Taptana. Ai 800 acum. Acum de-abia e decizia mai grea. De aici nu mai merg. M-am făcut bani de sărbători. Gata. Să nu stai demisia. Sorine, că ești prea entuziasmat. Să nu te duci la ea. Băi, știți ce? De-abia am venit, vedeți că am plecat. Nu. Nu e atât de mare suma ca să chiar să
Sunt dat demisia deja, abia am început, am câteva zile. Nu zic din entuziasm așa să nu... Nu. Ce mai e 800 de euro ziua de azi? Da. Așa mi-a zis și mie acum ceva timp în urmă cineva. Ce mai e 10.000 de lei? Într-adevăr, pentru unii puțin, pentru alții... E enorm. Adevărat. Of. Nu te convingem să mergi mai departe? Nu. Ești gata, acum chiar nu m-a terminat cu emoțiile, nu mai e. Super simpatic ești. Da. Eu spun că o știi și pe asta, dar nu vreau să te influențez. E alegerea ta. Chiar vrem să-i bănești. Nu. Credeți-vă că nu mai e. Deja cred că dacă mă duc acum și vrea tensiunea, mă duce direct la spital. Bea niște apiță. Gata, acum a trecut. Băi, Luca, Sorin, să știi că dacă în momentul ăsta, dacă eu mă simt deja, adică răspunderea e prea mare, dacă da, eu îl conving să meargă mai departe și pierde bani, băi, mă simt vinovat, o să mă înjure, hai să lăsăm omul. Da, nu. Păi de asta, vin și sărbăturile, hai să... Cum faci eu un pușcă la grădina zoologică, așa fac eu în atelierul care sunt. Mamă, ce bine ai răspuns, Sorin, cât de prompt, felicitări, ai fost foarte bun. Acum, cum să ne spui, mergi mai departe sau te oprești aici? Nu mai merg mai departe. Cu părere de rău, dar emoțiile mă... Și e posibil că data trecută stăm în cauza emoțiilor, am pierdut și nu mai e. Păi, Sorine, păi ce s-o mai încolo și încoace? Felicitări, ai câștigat 800 de euro la dublu sau nimic. Paște fericit, să te bucuri de bani, să-ți meargă bine la nouul serviciu, să fii sănătos. Mulțumesc, asemenea, sănătate la toată lumea. A fost pentru tine... Crede-mă, vezi că am sunat un prim concurent, n-a răspuns. Pe urmă a fost sunat George. Și cu el a intrat mesageria, vocalul, nu știu ce n-au dat. Și ai fost a treia... Da. Adică ai avut mare șansă să intri în concurs. Și când a plecat premiul de sus, ai răspuns la două întrebări, ai încasat 800 de euro. Ce bravo să zic? Bravo. Eu zic că ai avut o zi, trebuie să o treci cu roșu în calendar. Nu vrei să-i... Hai, întrebarea următoare. Hai să spun care era a treia întrebare, vrei? Vreau ca să văd dacă știam răspuns, să văd dacă îmi pare rău. Ok, și răspunzi în afara concursului, da? Deci ai 800 de euro, sunt banii tăi, acum ne distrăm. Da, deci cum ar fi fost pentru 1600 de euro? Să vedem. Dar tu te concentrezi acum, nu râzi și te relaxezi. Da, și... Okay. Știi ce zic? Refaci condițiile de concurs. Știu că am câștigat bani, deja mai... Ești mai relaxat. Ești gata, da? Da. Fii atent. Cine a scris romanul, îți spun eu că știi sigur, Crima din Orient Express? Agatha Christie. Păi vezi, mă, Sorine, că eu nu te mint. Uite, mă, băiatule. Da. Știgam 1600, deci teoretic am 1600. Gata, ți-am stricat Paștele, acum... Nu l-am stricat, super frumos! Sorine, felicitări pentru cunoștințele pe care le ai. Mulțumesc frumos! Hai, mă, să o dai și pe a patra întrebare. Da, aia spune-ți-o și pe a patra, ca să știu cel puțin. Da, că l-ai prins pe Vlad Mărini, mă, să te rog frumos să faci 2-3 întrebări. Fac, și cu ce mi-ai dat câteva săptămâni. Sunt curios dacă omul mergea până la 3200. Vrei, mai dăm o întrebare tot așa, în afara concursului? Da, adică nu-mi pare rău, oricum nu-mi pare rău. Întrebarea 4 de azi, Luca a spus-o în urmă cu 20 de minute, am zis domeniu și prima literă. Deci domeniu, presupunem că ai fi ascultat. Mulți dintre ascultători știu despre ce e vorba deja, da? Deci domeniu este istorie și răspunsul începe cu litera H, cum am zis noi. De la Horia. Și tu ai fi ascultat asta în urmă cu jumătate de oră și acum ai fi intrat în concurs și ai fi ajuns la a patra întrebare. Și Luca te-ar fi întrebat. Și ai fi avut puls 170. Lejer. Și zvâgneau așa tâmplele. Lejer. Și curgeau apele pe tine. Hai că nu mai avem timp. Și eu te întrebam, Sorin, pentru 3200 de euro ar fi fost, ce rege al Angliei a avut 6 soții, dintre care 2 au fost decapitate? Eric al VIII-lea. Mai caliță, Sorine, ce cultură generală ai. Foarte tare, jos așa pălăria. Mulțumesc. Felicitări, îți doresc să-și revină traficul în Galați, să nu mai fii supărat. Adică acum parcă nu mai așa vesel. Când au terminat străzile care le-au băgat în reparații de acum 2 ani de zile și nu reușesc să-i mai termine, sperăm și noi. Adică acum a trecut de la extaz la agonie. Da, sărat. Bine norocire. Da. 3200. Bă, nene, aveam 3200. Cine m-a pus să-ți mai zic și a patra întrebare? Ce rău îmi pare mie. Nu pare rău. Mulțumesc. Nu, lasă, e ca și cum ai fi plecat de la 100, ai câștigat 800, le-ai știut pe toate. Felicitări, Sorine.
Mulțumesc frumos. Numai bine, îți dorim. Ne bucurăm că ne asculți. Ai grijă. Te mai așteptăm pe la noi. Mă bucur că v-am auzit și că am reușit să intru în direct. Vezi că 6 luni nu mai ai voie să participi. Bine. Asta e. Bine, hai. Sorin. Pa, pa. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.